Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Iată, tot azi, tot în data de 7-8 iulie 2021, vreau să vă prezint, de data aceasta o să aduc ceva ce trebuie să știți. Am adus. Aceasta este o grilă foarte simplă cu fund antivaroa, cu o plasă de fund antivaroa și am folosit-o cu cel mai succes de când am albine. Acceptarea este, în cazul meu, 100%, n-am avut pierderi. Față de alte metode, este cea mai sigură variantă, da? Trebuie să dispuneți de roișori mici, pe 2-3 rame formate, iar când apare o problemă nu prea se poate face imediat. Bun, urmăriți filmul. Câteva probleme scupine care într-un fel sau altul se vor rezolva, dar am zis să vi le prezint. Iată, aici am cea mai sigură metodă de a rezolva o familie fără matcă. Aceasta este destul de simplă în prealabil. Iată, ea primește și tratamentul și ulei esențial în față de acele regine care sunt în cuști. Aici am venit cu un nucleu întreg. Și albina e liniștită. Am văzut că aduce și polen. Foarte liniștită albina, se vede. Nu e. E o diferență foarte mare față de o altă colonie, de exemplu, cum au fost acelea fără matcă. Și aici am abordat metoda mea de acum câțiva ani de zile, care a dat rezultate 100% până acum, indiferent de tipul coloniei respective. În partea dreaptă avem, aici în partea dreaptă, partea stângă, cum vă uitați, avem colonia care rămăsese fără matcă. A rămas fără matcă. Nu mai avea puiet. O bănuiam că nu are matcă, dar am zis hai să o mai las un pic și s-a confirmat că nu avea matcă. Acum surpriza mare ar fi să mă uit pe rame și să aibă matcă. Această metodă mi se pare cea mai sigură, zic eu, cea mai sigură. Feromonii măcii sunt mult mai puternici ca atunci când dăm o acceptare în colivie, în cușcă, fiindcă aici matca deja ouă foarte bine dezvoltată. Aici albinuța aduce polen, ceea ce înseamnă că a sesizat prezența puietului larvar, fiindcă albina aduce polen în funcție de puietul larvar care îl are. Fiindcă hrănește mâncarea pentru pui cu polenul respectiv, cu păstura. De aceea aduce albina polen când are o matcă împerecheată, acceptată. Iată, aici avem o albinuță cu polen. De fapt, sunt mai multe. Iată aici. Aici nu am emoții la acceptare. E ceva foarte simplu.
Așa. Deci aceasta este albina care rămăsese fără matcă. Sunt vreo 4 rame de albină frumoasă. Iată și aici albinuță cu polen. Multe, multe albinuțe cu polen. Da, e un semn bun. Dar, cum am spus, este o metodă 100% sigură, fără nicio problemă de acceptare. Acum totul e să dispui de așa ceva. Adică de nuclee, măci care ouă, 2-3 rame, 4, le formez. Deci, înainte de a da o matcă astfel, trebuie să formez un nucleu pe 2-3 rame. Matca va fi acceptată destul de repede, după care vii cu acel nucleu peste o familie care are probleme, cum a fost și aici. E unul, am încercat diferite metode, dar aceasta este cea mai sigură. Sigură și simplă. Bun, albinul îți aduce foarte bine polen. Acum, aici avem grila de unificare. Și aici avem nucleul adus, voi scoate o ramă să pot scoate grila. Mai trebuie avut grijă când scoateți o ramă să vă mișcați foarte, foarte lent, să nu cumva să fie matca pe ea. Aici avem o matcă valoroasă. Cu puiet tânăr, de aceea fuge așa pe ramă, că și puietul tânăr fuge. Are puietul respectiv, totul e în regulă. Aici nu caut matca, încă știu că e, deci nu are nicio problemă, fiindcă aceasta e albina ei. Bun, luăm grila de uniformizare a mirosului, scoatem afară. E un pic propolizat, dar va ieși, nu-i nicio problemă. Ia, aici avem albinele cu matcă. Iar aici avem albinii fără matcă, ele au comunicat și nu e nicio problemă acum între ele. Voi apropia ramele și cu asta basta. Bun. Punem așa ramele, aducem rama cu albina. Aici va veni matca și va ouă. Mai mult strâng tot pe ea. Aici nu prea are ea treabă.
Așa. Acum unificăm frumos, ramele le alăturăm și familia o să-și reia foarte ușor activitatea normală. Iată, s-au liniștit și albinuțile astea care îngrijeau puietul. Albinuța tânără. Deocamdată fac așa. Las puietul aici, dar o să revin eu peste vreo câteva zile și voi reorganiza, voi aduce două rame de aici, le voi pune în partea stângă și cuibul să fie pe mijloc. Bun, aici e foarte simplu. Datorită unei grile de unificare și ce să spun mai mult? E o unificare fără bătăi de cap. Față de celelalte, ați văzut să pui matca în cușcă. Acolo e mai complicat. Eu consider că sunt două reușite, dar fiindcă a fost una bezmetică, o să vedeți în filmele anterioare, a fost una bezmetică, acolo va fi o problemă. Aici mai trebuie să aduc eu o diafragmă. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine.